Ok, sunt Altărătub și bine ați venit sunt canalul pe canal. sunt taxi Facebook, și vă de și în thumbnail. Bine, băieți, astăzi o să vă arăt cum se treabă cu configura pentru că am văzut că mai multă lume mă întreabă în comentarii. Uh, Ei bine, la fel am primit și întrebarea cum se uh, pornește codul, ca zic așa. Deci mai pe scurt, dacă accesați link-ul din descriere și cumpărați TZ-ul, uh, că mulți m-ați întrebat la fel ce, ce folosesc sau ce recomand. Eu nu recomand TZ-Project pentru că, nu numai pe ăsta îl puteți lua lifetime. În schimb, dacă e așa, gen, după ce o să apare și TZX-ul uh, Lifetime, ați putea să-l cumpărați și pe ăla pentru că e la fel de bun. Uh, numai că e cu 10 euro mai scump, dar nu, cred că doare pe nimeni 50 de lei la buzunar. Așa, am intrat rapid pe un server, pe ultimul server pe care am făcut ultimul clip, numai ca să fac acest meu clip, gen, să vă arăt cum stă treaba cu config uh, Am uitat să zic că, gen, odată ce ați cumpărat uh, codul, Mergeți mai frumos la Download Software sau ceva de genul și o să aveți acolo TZ Version. Apăsați acolo fain frumos, aveți grijă să aveți uh, antivirusul dezactivat. Odată ce aveți antivirusul dezactivat, pur și simplu vă instalează un uh, fișier numit TZ. Intrați pe el și uh, tot ce trebuie să faceți este să rulați Chrome.exe. Asta e absolut tot. Acolo aveți și ceva, ceva uh, instrucțiuni. Uh, care vă zic, gen, de exemplu, na, ca să nu mai tot dați restart de fiecare dată, puteți să băgați un bypass, adică să umblați la uh, proprietățile 5 ului și să băgați piur Mod 1, piur Mod 0, piur Mod 2, piur Mod 3 sau uh, versiunea, o să o pun chiar acum o imagine ca să vă arăt cum stă treaba. Uh, deci, da, Bun, hai să, hai să mai stăm prea mult la discuții, deci eu am un config, e făcut de mine configul ăsta, mă rog, gen nu e un config foarte wow, gen de la pui mei legit sau morții mei, ăsta îl am eu pe toate, de fiecare dată când intru pe servere, acesta, Hack 2, creat la 1.5.2024, uh, vreau să văd dacă caut aici Hack 2, uitați, ok, o să-l pun frumos pe... Cred deci că o să fac altul și o să-l pun pe public, dar încă nu știu exact uh, ce nume se punem, dar nu contează. Deci mai pe scurt tot ce am e un gat mod, gen pui mei pe delete, la fel am și nou clipul pe delete. Uh, tot ce trebuie să faceți când intrați pe, pe server, voi pe teze project o să aveți, o să aveți pus azerti. Voi o să să apăsați pe QWERTY pentru că, na, asta e gen limba tastaturii, ca zic așa. Bun, aveți la fel teleport, Pui mei nu mai are rost să mai fac uh, introducerea, freecam la fel, eu de obicei îl pun pe F4 Și cred că mi-am luat crash Da Revenim Bun, revenind, da, nu știu ce s-a întâmplat Bun, deci după cum eu am spus, mutați aici pe informație pe QWERTY uh, Freecam-ul puneți voi pe un bind, efectiv apăsați aici pe NON Și puneți bind-ul, uh, eu o să-l pun pe F4, da, mă rog, acum nu mai pun în schimb, dacă vreți să nu mai puneți, gen să scoateți bind efectiv dați de rotiță în jos și după ce ar trebui să vă meargă. La vizuale am pur și simplu, nu știu, skeleton weapon, name tag, health bar, armor bar. Aici am pus să-mi să arate și morții. Mă rog, astea oricum o să le aveți în descriere, numai pui mei o vă fac o mică prezentare. La fel am și magic bullet și no recoil pentru că pui mei de aia de multe ori gen dau miss da uh, dar eu un schimb vă recomand dacă vreți să nu dați miss, nu știu, gen să, să luați alt config, dar apoi mei configul meu ah, nu-i făcut pentru hacking intens, ca zic așa. La fel, la aici la care aveți și car tracer, adica adică dacă vreți să spawnați fain frumos de exemplu, cum e mașina aia de acolo, Gispo 2. Uh, tot ce trebuie să faceți să dați car tracer Trebuie să vă luați după numele pe care îl vedeți la început Adică nu, uh, cred că numele Ba da, numele pe care le vedeți la început Uh, și da, aici aveți câteva căcaturi de la G-Life, habar n-am la ce ajută astea, nou props, cred că gen, să nu aveți lag, habar n-am chiar nu știu la ce folosesc, că nu le folosesc eu unul. Uh, bun, după aceea aveți opțiunea de script, aici dați efectiv load cât timp sunteți pe un server și nu știu eu o să-mi pun gen pe la unde pun două puncte. Și aici aveam multe chestii, de exemplu, este auto-invisible no clip, adică eu dacă îmi dau acum no clip, sunt invizibil pentru toată lumea. În schimb, dacă îți dai uh, din F7, sau mă rog, de unde aveți voi uh, codul, dacă dai Invisible uh, prea uh, invisible și -o pe nou clip, o să vă dezactiveze de nu clipul. De fapt, nu. Eu cred că acum merge. A, eu am, eu am ăsta pornit, ăsta așa să vă arăt la ce mă refeream. Deci dacă pun invisible și pe aia clip, mi se dezactivează automat uh, invisible-ul, de-aia eu îl folosesc de aici și dau un auto-invisible no clip. La fel aveți și fast run, adică pui mei, dacă văd că nu merge, nu știu de ce, dar n-are nimica. Uh, aveți la fel free cam player outfit, puteți să vă faceți, uite, cas, string outfit, gata, m-am făcut frumos, staff outfit blue, ne-am făcut staff, mă rog, astea sunt outfit-uri de-astea random. Bun, visuals, astea e ce le aveți și pe... Și pe uh, în cod, ca zic așa. Aici la fel la arme, unde vă puteți selecta aimbot-ul, silent aim, silent aim e mai pe scurt pentru, pentru legit, magic bullet trece și prin, uh, prin pereți. Aici vă puteți spune și FOV, eu nu prea folosesc FOV pentru că pui mei, a teleport, nu știu sincer să fiu dacă vă dă ban, adică dacă aveți o șansă mai mare de ban. Uh, după chestia asta, dar n-am folosit -o niciodată. Explosive ammo, asta doar dacă serverele n-au anticit, voi puteți să dați cu codul uh, gen cu Explosive Emo, adică voi când trageți să tragă automat cu bombe. Limite Demo, aici pui mi asta oricum vi le dă limite Demo. Uh, la vehicule, aici vă puteți spawna vehicule după cum i-am arătat la început, gen efectiv dăm M7, F7. Dăm aici, dăm Car Tracer și bine, deocamdată nu avem nicio mașină uh, lângă noi, dar n-are nimica. De exemplu, nu știu, nu cred că avem Ciron, da, nu cred că avem, nu avem Ciron. Nu mi-a luat crash, ok. Uh, R7. Da, nu știu. În schimb, puteți să dați safe spawn în caz că vreți să fiți mai șmecheri și uite, de exemplu, pot să-mi o hidra Sau mi-au crash. Mai, 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 ușor. Da, pentru că o spawnez dracu sub, sub pământ. Dar n-are nimic. Hai să vă arăt și cum pornesc codul pentru că na, poate, poate vă întrebați, deci intram fain frumos aici la chrome.exe, dăm aici un run corect, după aceea scriem aici, scrie aici, scrie că Windows ne protejează calculatorul, după aceea o să dăm run anyway, o să așteptăm câteva minute, nu uitați că aveți și promocul de la skin așa și neba în descriere, aici o să vă arate welcome back, loading depen dependencies, uh, așa, acum putem deschide codul, apăsăm pe FVM și după cum îi puteți vedea, Injected, Enjoy, Closed, a da, un subscribe, te pup. Mi s-a injectat, mi s-a închis și cod automat și după aceea o să primim și acest, uh, o să primim această interfață, ca zic așa unde ar trebui să ne băgăm noi numele, adică mă rog, nu numele, ci uh, datele personale. Bun. Da, deci mai pe scurt uh, o să facem și noi rapid aici, nu, o să, nu mai are rost să mai intrăm pe server pentru că v-am arătat cam tot, tot uh, ce e de arătat. În schimb am uitat să vă zic ceva dacă nu mă înșel, așa, voi odată ce vă spawnați o armă aveți grijă, gen, v-am zis, dacă, dacă serverul nu are un de bun gen, nu știu, chiar nu știu ce exemplu să dau, dar dacă serverul are uh, Rave Anticit, uh, Choco Hex, Five Guard, PUI, mei, nu vă recomand să vă dați arme pentru că s-ar putea, gen, aveți o rată destul de mare de bani, uh, în schimb, nu știu, 10 când ne dăm pe pistol, bine, acum n-am cum să-mi dau, pe pe pistol, o să vede automat spuf weapon. Ce înseamnă spuf weapon? Adică nu vă dă arma în inventar. Um, sau depinde, pe unele servere le de habar n-am gen trebuie să aibă tabola pe care care e basic, gen, și pe și pe GTA 5. Uh, o să vă dai în inventar și încă o problemă, dacă dați setful emo, o să vă luați creșterea mai probabil pentru că setful emo nu funcționează pe toate serverele. Nu știu exact sincer, dacă e din cauză la Uh, Anticit sau dacă e din cauza la Alte chestii, dar pui mei, nu știu De fiecare dată când îmi dădeam full ammo, îmi luam crash Da, vă puteți dezactiva AP pistol sau, adică vă puteți Dezactiva spoof weapon, spoof weapon Dacă îl dezactivați, mai pe scurt o să primiți uh, Arma în mână, adică o să-l arate la Playerii de lângă voi că aveți arma în mână Dar dacă aveți spoof weapon activat uh, Nu o să vă Arate arma în mână, bun și acum Hai să facem și noi rapid acest cod, deci Ferti, bun uh, Hai să dăm și noi aici F4 zi, te rog, că nu mai au perfect. Hai să dezactivăm că nu are sens. Bun. O să ștergem hacker și o să fac hack axel. Nu putem. Axel H. A, nu, nu po Axel H4. Atâta. Privat, public, îl punem pe public. Voi dacă vreți să căutați configul meu, Axel H4 și cam asta e tot. Cam asta ar fi clipul meu, băi, sper că v-a plăcut, nu uitați că aveți promo code-ul de la Skin în descriere, Primiți uh, primiți 300 în plus la orice transacție. Uh, la fel promo code-ul de la Neba în descriere, nu puteți cumpăra jocul super ieftine și cu a fost Axel, băi, și ne revedem data viitoare, bye! Oh.